Trei evenimente importante au avut loc aseară la Centrul de Cultură și Arte al județului Sălaj. Este vorba despre două expoziții de pictură, dar și despre o prezentare audiovizuală susținută de Virgil Mihaiu. Evenimentele au debutat la ora 18 cu deschiderea expoziției Simpozionului Internațional de Arte Vizuale din Jibou și expoziție de pictură aparținând artistului Radu Șerban. Bine ați venit la Centrul de Cultură și Arte al județului Sălaj. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră într-un număr foarte mare la o nouă zi Festivalul Muza Fest, un festival organizat de Centrul de Cultură și Artă a Județului Sălaj și Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, sub egida Consiliului Județean Sălaj. Prezent la Zalău, Cosmin Sicora, directorul Grădinii Botanice Vasile Fati din Jibou, a spus că va susține astfel de activități și în viitor, mulțumind totodată organizatorilor pentru sprijinul acordat în organizarea simpozionului de arte vizuale. Mulțumesc pe această cale Centrului de Cultură și organizatorilor acțiunii de la Jibou. Cum a spus și directorul, este la ediția a doua deja. Ne bucurăm foarte mult și ca Grădină Botanică considerăm că e important să susținem acțiuni de genul acesta, pentru că scopul nostru, pe lângă plante și cercetare științifică, este și de a educa și arta e un mijloc în acest lucru. Deci noi vom susține și pe viitor cu acestea de acțiuni în măsura în care se vor desfășura și va fi interes și eu sper să continuăm. Despre cele două expoziții a vorbit și Radu Șerban, care este de fapt și autorul mai multor lucrări expuse la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Este la a doua ediție acest simpozion de arte vizuale. Noi ne bucurăm foarte mult că ideile noastre au fost susținute și au fost sprijinite de cele două instituții, Centrul de Cultură și Artă și Grădina Botanică. Locul în care ne-am manifestat, să spun așa, este unul deosebit. Provocarea a fost extraordinară pentru noi, pentru că este foarte greu să te pui cu natura. O natură, în cazul Grădinii Botanice, deja prelucrată, aranjată, ordonată, și noi, cum să vă spun, e foarte greu că lucrurile sunt așa de frumoase în jurul tău, tu să încerci, să cauți la rândul tău, să faci, să zicem, tot ceva din domeniul sau care să vizeze un fel de frumusețe, se spun, dar pe pânză, cu materiale și cu uneltele pe care le avem la dispoziție. La acest simpozion au participat 10 artiști. 8 artiști au fost din țară și am avut 2 invitați din Polonia. Noi considerăm că ne-am văzut de treabă. Rezultatul acestui simpozion îl vedeți pe aceste simeze. Pe perete rulează o serie de imagini din timpul simpozionului ca să puteți face o impresie despre atmosfera de acolo. Am reușit să la vernisajul de Arena Botanică să expunem lucrările așa cum se vede chiar în spațiul grădinii, ceea ce cred că a fost un lucru extraordinar. Asistența putea să aibă în același timp și motivul care era natura și ceea ce am realizat noi de timp. Seara s-a încheiat cu o prezentare audio-video susținută de Virgil Mihaiu despre istoria jazzului.